Bună ziua, stimați participanți ai conferinței! Permiteți-mi să vă prezint raportul la tema aplicarea practicilor științei deschise la consolidarea colecției naționale de microorganisme nepatogene. Colecția de culturi microbiene sunt o modalitate de conservare a tulpinilor de microorganisme, iar funcțiile durabile și completarea lor permanentă prezintă o necesitate principală pentru extinderea a biotehnologiilor microbiene în toate țările industrial dezvoltate. Deci, Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene a fost organizată pe 1 iulie anul 2003, în baza hotărârii de guvern, și prezintă unicul depozit național de microorganisme nepatogene de interes științific, didactic și industrial, conținând peste 300 de tulpini de microorganisme cu proprietăți valoroase. Printre ele putem enumera așa grupe de microorganisme ca fungi, mucegaiuri, care sunt producente de substanțe antimicrobiene, fitostimulatoare, fungicide, degradatori ai poluanților organici, drojdii, producători de lipide, carotinoide, proteine, sterol, carbohidrați, de alcool etilic, aminoacizi. Se utilizează la producerea diferitorilor soiuri de vin și în panificație. Actinomicete, ele posedă activitate antimicrobiană, protejează plantele, au activitate fitostimulatoare, produc exometaboliți pentru agricultură, zootehnie, veterinarie, distrug poluanți organici. Bacterii, posedă activitate antimicrobiană față de fitopatogeni, se utilizează la obținerea oțetului, vinului, în compoziția culturilor starter pentru fabricarea produselor lactate și de fermentare, și cianobacterii sau microalge. Surse de substanțe biologic active ca azot, ficobiliproteine, acid arahidonic, acid nicozapentanoic, biofertilizant al solului și agent de tratare a apei poluate cu substanțe organice. Deci, scopul cercetărilor din cadrul proiectului constă în conceptualizarea și digitalizarea colecției într-un mediu tehnologic sigur și fiabil în domeniul științei deschise, asigurând atât un sistem eficient de arhivare și conservare electronică a datelor colecției, cât și deschiderea și reutilizarea acestora, contribuind la descoperirea unor metode noi de utilizare, prin optimizări ale proceselor tehnologice de dezvoltare, servicii și tehnologii industriale. Deci, obiectul principal de studii al proiectului îl constituie tulpinile de interes biotehnologic, depozitate în Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene. Pentru elaborarea unui instrumentar electronic al sistemului informațional. Astfel, proiectul își propune să determine apartenența la specii și areele de aplicare a tulpinilor noi și a celor neidentificate din cadrul colecției. Să fie elaborate și completate pașapoartele și adeverințele tulpinilor din colecție. Este foarte important ca acest fond microbian al colecției să devină vizibil atât pentru comunitatea științifică, cât și pentru sectorul industrial, la nivel național, european și internațional. În acest sens, rolul practicilor științei deschise, în special referitor la datele științei, este unul esențial. Proiectul își propune integrarea colecției în infrastructura digitală paneuropeană legată de informația despre sursele microbiene disponibile în MIRE, care este parte a EOSC LIFE, proiect complex finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul căruia 13 infrastructuri de cercetare din domeniul biologic și medical își propun să creeze un spațiu digital deschis și colaborativ pentru domeniul de științe ale vieții în cadrul EOSC. În cadrul proiectului au fost planificate digitalizarea proceselor și standardizarea datelor științifice în cadrul colecției. Ca rezultat va fi elaborat instrumentar electronic al colecției prin utilizarea principiului Agile. Deci, documentarea colecției și pregătirea datelor în conformitate cu principiile FAIR va facilita integrarea acesteia atât în infrastructură națională, cât și cea internațională, MIRI.
Pregătirea în gestionarea datelor în conformitate cu cerințele MIRI va presupune respectarea unor cerințe stricte, printre care digitalizarea datelor colecției, în conformitate cu modelul de date, vocabularele controlate și ontologiile specifice ale MIRI, asigurarea unui set minim de date cu descriptori, în furnizarea unor date exacte în format structurat disponibil electronic. Și concluziile. Instrumentarul electronic va contribui în protejarea juridică a culturilor autohtone ca obiecte de interes industrial, cât și științific. Va fi facilitat accesul persoanelor din domeniul tehnologiilor bazate pe microorganisme la informații și posibilitățile de procurare a tulpinilor microbiene. Deci, rezultatele științifice ale colaboratorilor vor fi evidențiate public și de asemenea va fi prezentată biodiversitatea microbiană a tulpinilor păstrate în cadrul colecției. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului finanțat de ANCD. Sursele literare utilizate, în majoritatea sa, sunt normativele de politici și management elaborate și adoptate de organele internaționale. Vă mulțumesc pentru atenție!